Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile orei 12. Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Președinta Maia Sandu a promulgat legea privind implementarea parțială a votului prin corespondență. Concetățenii care vor dori să beneficieze de acest drept vor trebui în mod obligatoriu să se înregistreze pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale cu 45 de zile înainte de scrutin. Republica Moldova a făcut pași pe care nimeni nu-i credea posibil în urmă cu 2 ani, iar negocierile de aderare la Uniunea Europeană ar putea începe oficial în luna iunie. Declarația aparține europarlamentarului român Siegfried Mureșan. Șeful diplomației americane Anthony Blinken a sosit la Kiev într-o vizită surpriză pentru a confirma sprijinul Statelor Unite în lupta împotriva agresiunii ruse. Blinken promite un flux de arme într-un moment în care Rusia desfășoară o ofensivă în regiunea Kharkov. Președinta Maia Sandu a promulgat legea privind implementarea parțială a votului prin corespondență. Astfel, cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Statele Unite ale Americii, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda și Islanda vor putea vota prin corespondență la apropiatele alegeri prezidențiale și la referendumul constituțional republican planificate pentru 20 octombrie. Concetățenii din cele 6 state care vor dori să beneficieze de acest drept vor trebui în mod obligatoriu să se înregistreze pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale cu 45 de zile înainte de scrutin. Plicurile speciale cu buletinele de vot vor fi expediate prin intermediul poștei diplomatice sau a serviciilor poștale obișnuite. Potrivit autorităților, votul prin corespondență va facilita participarea cetățenilor moldoveni din diasporă la alegeri, în special în țările unde distanța între secțiile de votare este mare. Opoziția parlamentară a criticat inițiativa, spunând, între altele, că aceasta ar favoriza alegătorii din anumite țări. Republica Moldova a făcut pași pe care nimeni nu-i credea posibil în următori cu 2 ani, iar negocierile de aderare la Uniunea Europeană ar putea începe oficial în luna iunie. Declarația aparține europarlamentarului român Siegfried Mureșan, potrivit căruia atât la Chișinău cât și la Bruxelles există voință în acest sens. Potrivit oficialului european, de la 1 iulie, Ungaria preia președinția Consiliului Uniunii Europene, iar Republica Moldova procedează corect, menținând un dialog diplomatic cu guvernul de la Budapesta. Europarlamentarul Siegfried Mureșan spune că în luna iunie există șanse ca Republica Moldova să înceapă oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit demnitarului, indiferent dacă acest lucru se va întâmpla sau nu în luna iunie, important este că procesul a fost lansat. Poziția mea este aceea că aceste negocieri trebuie să înceapă, că Republica Moldova îndeplinește toate condițiile pentru ca acest lucru să se întâmple. Însă, mai important decât momentul strict la care încep negocierile este procesul pe care ne-am înscris și trebuie subliniat faptul că în ultimii 2 ani de zile Republica Moldova a reușit prin merite proprii, prin forțe proprii și prin parteneriatul cu Uniunea Europeană să facă pași pe care nimeni nu îi credea posibil în urmă cu 2 ani de zile. În doar 2 ani de zile, Republica Moldova a depus cerere de aderare la Uniunea Europeană. A primit statutul de stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană în mai puțin de 4 luni de zile și într-un an jumate s-a luat decizia unanimă de către guvernele tuturor statelor membre ale Uniunii Europene la cererea Parlamentului European și cu recomandarea Comisiei Europene de începerea negocierilor de aderare. Această decizie este una irreversibilă și știm foarte clar că negocierile de aderare vor începe și știm foarte clar că Republica Moldova va deveni stat membru al Uniunii Europene. A spus Siegfried Mureșan în cadrul unei emisiuni de la Radio Moldova. Oficialul european afirmă că nu există riscuri ca Ungaria să pună piedici începerii negocierilor de aderare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Opinia este expusă în contextul în care Ungaria preia șefia Consiliului Uniunii Europene de la 1 iulie 2024. Republica Moldova a depus o cerere de aderare la Uniunea Europeană în martie 2022 și s-a acordat statutul de țară candidată în iunie 2022. În decembrie 2023, liderii Uniunii Europene au decis să deschidă negocierile de aderare.
Uniunea Europeană ajută continuu Republica Moldova, acest lucru însemnând că peste 65% din produsele din Republica Moldova merg pe piața europeană. O spune premierul Dorin Recean într-un interviu acordat agenției de presă Moldpress. Prim-ministrul a mai afirmat că agresiunea rusă din Ucraina a arătat foarte clar cine ne sunt prieteni și cine nu. Iar acum toată Uniunea Europeană știe de Republica Moldova nu doar ca o despre o țară unde se spălau bani, dar ca despre un stat cu oameni demni și muncitori care au ales drumul spre familia țărilor libere. Uniunea Europeană ajută continuu Republica Moldova. Mai mult de jumătate din compensațiile în factură au fost acoperite din bani europeni. 75 de milioane de euro au fost alocate doar în 2023 pentru modernizarea 10 spitale din țară. 1 miliard de euro sunt alocați pentru construcția drumurilor. Avem posibilitatea acum să vorbim la telefon în țările europene la tarife ca acasă. Ajutor imens pentru dezvoltare agricolă și dezvoltarea afacerilor. 36,5 milioane de euro pentru 18 localități unde au fost renovate școli și a fost creată rețea de apă și canalizare. A declarat Dorin Recean. De asemenea, premierul a spus că relația cu România a devenit tot mai puternică, aceasta fiind alături de Republica Moldova în cele mai grele timpuri. Ne unesc cu România 6 poduri funcționale, un pod de pontoane construit recent la Leova, Bumbăta și altele două reparate de curând. Republica Moldova exportă în România produse în valoare de peste 1,4 miliarde de dolari, peste 35% din toate exporturile. România este principalul investitor și partener comercial al nostru. Cu România construim conexiuni în sectorul energetic și de gaze, a precizat oficialul. Pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie 2024, în Republica Moldova vor fi organizate 52 de secții de votare pentru cetățenii români care doresc să-și exercite dreptul la vot. Cele mai multe secții vor fi organizate în statele în care se regăsesc cele mai numeroase comunități de cetățeni români, printre care Italia, Spania și Marea Britanie. Ministerul Afacerilor Externe de la București organizează prin misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate 915 secții de votare la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 9 iunie 2024. Ministrul de Externe, Luminița Odobescu, a emis în acest sens un ordin publicat în Monitorul Oficial al României privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European. Pentru scrutinul din 9 iunie 2024 vor fi organizate cu 80 mai multe secții decât cele înființate la alegerile prezidențiale din 2019, cu 167 mai multe secții decât cele organizate la alegerile parlamentare din 2020 și cu 474 mai multe decât secțiile de votare organizate la alegerile europarlamentare din 2019. Cele mai multe secții vor fi organizate în statele în care se regăsesc cele mai numeroase comunități de cetățeni români. Italia, 150 de secții, Spania, 147, Regatul Unit al Marii Britanii, 104, Germania, 87, Franța și Principatul Monaco, 67 de secții, Republica Moldova 52, SUA 45, Belgia 24, Austria 17, Irlanda 16, Regatul Țărilor de Jos 16 secții, Danemarca 14 și în Canada 12 secții de votare. La scrutinul din 9 iunie 2024, votarea începe la ora locală 7 și se încheie la ora 22. Alegătorii care la ora 22 se află la sediul secției de votare, precum și cei care se află la rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de vot, pot să exercite dreptul de vot până la ora locală 23:59. În 2023, exportul vinurilor moldovenești au adus în țară 138 de milioane de dolari. În prezent, România cumpără cel mai mult vin, aproape 24%. În ceea ce privește exporturile în Rusia, rata lor a ajuns de la 80% la 2,6%. Totodată, regiunea cu cea mai mare producție de vinuri este centru, municipiul Chișinău având o cotă de aproximativ 26%. Datele se regăsesc într-un studiu elaborat de către Veceslav Ioniță, expert în politici economice la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale. Cel mai mult vin se produce în municipiul Chișinău, la mai de 5 ani de zile, 25% fiecare a patra sticlă de vin este produs în municipiul Chișinău. Pe locul 2 este Găgăuzea, fiecare a 5-a sticlă este produs în Găgăuzea, apoi merge Cantimirul cu 11%, Cahulul cu 10% și Strășeniu cu 6%, termină acest top Ioveniu cu 6%. Observați foarte bine, deci primii 10 producători dețin peste 90% din tot producția de vin,
bună. Cu referire la exportul Republicii Moldova de vin, expertul economic a declarat că în 2000 a fost de 113 milioane de dolari, în 2005 a crescut până la 278 de milioane de dolari. După cum vedeți, până în anul 2000 vinul era un produs important la export, explozia adevărată a avut 2003-2004-2005, v-am explicat din cauza, în Federația Rusă brusc a crescut cererea de vin, ei au văzut o piață nouă, au venit, au investit aici. Și, de fapt, investiția aici, iarăși s-a demonstrat modelul acela, că tu ai vânzare atunci când ai piață de desfaceri. Deci nu existența viților de vie și nu existența fabricilor de vin ne-a creat acest export de 178 de milioane de dolari. Dar a existat o piață de desfacere și această piață a generat această vânzări. Potrivit lui Vaceslav Ioniță, țările unde au fost exportate vinurile moldovenești în 2023 sunt România, Belarus, Georgia, Cehia, Polonia, China, Marea Britanie, Canada, Olanda, Turcia, Ucraina, Rusia, Statele Unite, Germania și Franța. Un cetățean al Republicii Moldova a fost reținut în timpul protestelor care au avut loc în Georgia. Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău într-un comunicat. Ambasada Republicii Moldova la Baku a informat mai ieri că un cetățean moldovean a fost reținut în timpul protestelor din Georgia. Misiunea noastră diplomatică este în contact cu autoritățile georgiene și este dispusă să întreprindă toate acțiunile necesare care se impun. Informează Ministerul Afacerilor Externe. Amintim că 10.000 de persoane au participat la Marșul Europei la Tbilisi pe 11 mai, un meeting de susținere a viitorului Georgiei în UE și împotriva adoptării legii rusești, adică a proiectului de lege privind transparența influenței străine. Șeful diplomației americane Antony Blinken a sosit marți dimineața la Kiev într-o vizită surpriză cu scopul de a calma spiritele ucrainenilor cu privire la sprijinul continuu al Statelor Unite și promite un flux de arme într-un moment în care Rusia desfășoară o ofensivă în regiunea Harkov. Antony Blinken, aflat la a patra vizită la Kiev de la începutul invaziei Rusiei în februarie 2022, a sosit cu trenul de noapte din Polonia și urmează să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, potrivit unui jurnalist al AFP care îl însoțește. Această vizită, care nu a fost anunțată în prealabil, intervine la câteva săptămâni după votul Congresului American de deblocare a unui pachet financiar masiv pentru Ucraina în valoare de 61 de miliarde de dolari, în așteptare mai multe luni din cauza problemelor de politică internă ale SUA în plin an electoral. De atunci, Statele Unite au eliberat aproximativ 1,4 miliarde de dolari în ajutoare militare din stocurile sale, în principal sisteme antiaeriene Patriot, care lipsesc Ucrainei foarte mult pentru a face față rușilor, precum și muniții pentru artilerie. Fluxul de ajutor este de așteptat să continue într-un ritm accelerat în contextul în care Washingtonul depune eforturi să recupereze lunile pierdute în timp ce Congresul încearcă să ajungă la o înțelegere asupra asistenței acordate Kievului. Ultima vizită a unui înalt oficial american în Ucraina datează din martie, când un consilier pentru securitatea națională al președintelui Joe Biden s-a deplasat la Kiev. 10.000 de persoane au participat la Marșul Europei la Tbilisi pe 11 mai, un meeting de susținere a viitorului Georgiei în UE și împotriva adoptării legii rusești, adică a proiectului de lege privind transparența influenței străine. Meetingul a avut loc după ce opozanții inițiative legislative au fost bătuți sau hărțuiți, precum și a apelurilor telefonice amenințătoare și inscripțiilor jignitoare la adresa dizidenților. Cei prezenți la protest au spus că acesta este un moment decisiv pentru viitorul lor. Aceștia au mai spus că vor protesta până vocile lor vor fi auzite. Noi luptăm pentru libertate. Guvernul nostru nu ne respectă dorința noastră. Ei merg într-o direcție pe care noi nu o acceptăm. De aceea suntem aici. Noi suntem împotriva legii rusești. Noi nu avem nevoie de nimic din partea Rusiei. Noi protestăm pentru că vrem să ne integrăm în Uniunea Europeană. Georgienii își doresc să fie europeni. Această dorință este înscrisă în Constituție. Președintele Georgiei a promis că nu va adopta legea agenților străini dacă va trece de cea de-a treia votare în Parlament. De cealaltă parte, prim-ministrul Georgiei a declarat că legea este necesară pentru transparență. Totodată, acesta a ținut să precizeze că țara sa rămâne angajată pentru aderarea la Uniunea Europeană. Georgia va deveni membra Uniunii Europene foarte curând. Depunem tot efortul ca în 2030 să aderăm la Uniunea Europeană și nu mai târziu.
Proiectul prevede crearea unui registru al agenților străini care să indice toate persoanele juridice fără scop lucrativ și instituțiile media finanțate din străinătate cu peste 20%. Aceștia vor fi obligați să publice un raport financiar anual. În noua versiune a proiectului de lege s-a decis înlocuirea termenului agent de influență străină cu o organizație care urmărește interesele unei puteri străine. Inițiativa legislativă a fost adoptată în a doua lectură pe 2 mai. Înainte de adoptarea legii rămâne votul în a treia lectură finală. Aceasta ar putea avea loc pe 17 mai. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17, prezentat de colegul meu, Octav Tarlapan. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!